Numeralul. Posibilități combinatorii. Resursă educațională pentru clasa a șaptea. Citim cu atenție. M-am întâlnit cu patru colegi în parc. Doi dintre ei au venit cu autobuzul. Aceștia au sosit cu autobuzul 5. Al treilea coleg a fost adus de tatăl său. Al patrulea a ajuns mai târziu. Observăm. În primul rând, observăm că în enunțurile date apar numerale cardinale și ordinale. Apar numeralele cardinale 4, 2 și 5, respectiv numeralele ordinale al treilea și al patrulea. Remarcăm și faptul că aceste numerale însoțesc sau înlocuiesc substantivul. În structurile 4 colegi, autobuzul 5, al treilea coleg, numeralul însoțește substantivul, iar în cazul numeralelor 2 și al patrulea, remarcăm faptul că acestea înlocuiesc substantivul. Aflăm astfel că în funcție de posibilitățile combinatorii se disting trei valori morfologice ale numeralului, și anume valoarea adjectivală, valoarea pronominală și valoarea substantivală. Valoarea adjectivală. Numeralul are valoare adjectivală atunci când însoțește substantivul și îl determină, acordându-se cu acesta în gen și caz. Numeralul cardinal, însoțit sau nu de prepoziția de, întotdeauna precedă substantivul determinat. De exemplu, am cumpărat 10 lalele și 30 de trandafiri. Observăm 10 lalele, 30 de trandafiri. Numeralul ordinal cu valoare adjectivală poate fi așezat înainte sau după substantivul determinat. De exemplu, al doilea băiat din șir este în clasa a 12-a. Observăm în structura al doilea băiat, numeralul este așezat înaintea substantivului, iar în structura clasa a 12-a, acesta este plasat după substantivul determinat. Despre numeralul cu valoare adjectivală, trebuie să mai știm că are funcția sintactică de atribut. Valoarea pronominală. Numeralul are valoare pronominală atunci când înlocuiește un substantiv la care adaugă sensul lui numeric. Deci are valoare pronominală atunci când este substitut sau înlocuitor al substantivului. De exemplu, trei au plecat în excursie, a mers la al doilea. Numeralul cardinal sau ordinal cu valoare pronominală poate fi regent pentru alte cuvinte. Astfel, putem avea exemplul trei dintre colegi au plecat sau exemplul a mers la al doilea de acolo. Numeralul cu valoare pronominală are funcțiile sintactice caracteristice pronumelui, și anume subiect, nume predicativ, complement, circumstanțial sau atribut. Valoarea substantivală. Numai numeralul cardinal poate avea valoare substantivală în două situații. În primul rând, în texte de matematică, de exemplu, 20 plus 3 fac 23. În această situație există trei numerale cardinale cu valoare substantivală, 20, 3, respectiv 23. Și tot cu valoare substantivală este utilizat numeralul cardinal în tiparul substantiv plus numeral. De exemplu, sectorul 6, etajul 2, pagina 22, nota 10, autobuzul 42 și așa mai departe. În aceste structuri, numeralul are valoare substantivală
deoarece nu se mai acordă cu substantivul pe care îl însoțește, având gen fix și anume genul masculin. De exemplu, nota 1, nu nota 1. Numeralul cu valoare substantivală din tiparul substantiv plus numeral are funcția sintactică de atribut. Acum îți propun două exerciții care te vor ajuta să ții minte informațiile pe care le-ai aflat despre numeral. Poți pune clipul pe pauză pentru a rezolva exercițiile.